Te-ai săturat să arunci banii pe reclame și să nu vezi rezultate? Te întreb dacă toate acele sfaturi de pe internet chiar funcționează? Tot întrebi în stânga și în dreapta, iar răspunsurile sunt diferite? Sau sună mult prea bine? În acest episod vom vorbi despre adevărurile din spatele reclamelor plătite și vom oferi răspunsuri pe care nu le găsești în sfântul Google. Rămâi cu noi pentru a înțelege cum să creezi campanii de succes care să-ți ducă afacerea la nivelul următor. Eu sunt Bianca Stan, strateg digital cu superputerea de a aduce claritate și acțiune în viața antreprenorilor. Iar astăzi am un partener special lângă mine, pe Cosmin Cumpăt de la Carpava, fondator și guru irefutabil, necontestabil și inegalabil în Facebook Ads. Împreună suntem cei care te vom susține să-ți crești vânzările și să-ți atingi obiectivele de business. Pregătește-te pentru o călătorie plină de insight-uri. Cosmin, ne-am propus astăzi să oprim antreprenorii din acțiune pentru a le oferi niște informații despre reclamele plătite. Și având în vedere parteneriatul și colaborarea noastră, și când zic parteneria și colaborare, mă refer la MabIT și Carpava, vreau să trecem prin niște aspecte și întrebări frecvente pe care le primim și la a căror răspunsuri nu le găsim așa ușor și peste tot. Siguranță. Faci față provocării. Încercăm. Da. Îmi doresc așa, să atingem următoarele puncte. O să începem light și după aia o să fie... Adică o să ne adresăm atât celor care știu anumite lucruri despre reclamele plătite, care rulează, dar și să înțeleagă aspecte și cei care poate vor să înceapă să le folosească. Exact. Și atunci, hai să începem un pic cu ce sunt reclamele plătite. Adică punctele prin care o să trecem sunt ce sunt și când se utilizează și cum, aspecte importante de știut, demontăm și niște mituri, vorbim și despre performanță, la modul cum îți dai seama că agenția își face într-adevăr treaba, pentru că asta este o provocare pe care o întâlnim la clienții care sunt deschiși și comunică cu noi. Vorbim desigur și despre bugete. Da. Așa că hai să începem cu ce înseamnă de fapt advertising-ul. Advertising-ul e de când e lumea și pământul, doar că din 2004 încoace a început partea asta de online. Mult mai pronunțat la noi în țară, de undeva de prin 2014-2015, cam atunci a început să înflorească absolut tot. Advertising-ul, de fapt, face parte din strategia de comunicare. Ajungi cu mesajul tău mult mai ușor la un public mult mai larg pe care ți-l dorești să-l țintești. Și asta este avantajul major față de publicitatea stradală, că poți să ajungi direct la persoanele pe care ți le dorești. În advertising, totul ține de strategia de marketing, care mulți nu au. Și care confundă, de fapt, dacă reclamele plătite cu vânzarea directă. Exact. O să ajungem cu siguranță și în partea aia în care explicăm puțin rolul agenției de PPC și vedem exact cum putem să procedăm în asta. Un lucru pe care eu l-am observat și e destul de greu de înțeles pentru cineva care nu lucrează zi de zi cu reclamele plătite, e schimbarea. Cum s-au schimbat reclamele, nu știu, în ultimii 2 ani, de exemplu? Schimbarea a fost nu drastică, dar în schimb ajută antreprenorii și ajută chiar și media buyere care lucrează în domeniu. În 2019, ca de exemplu, cu 5 lei puteai să vinzi și de 5-6 mii de lei, dacă nu chiar mai mult. A fost un update din partea celor de la Apple. Au modificat partea de tracking și de acolo tot a început să devină o chestie haotică, o testare. Da, o testare oarecum, dar făcea diferența între cei buni și cei mai puțin pregătiți, ca să spun așa. Advertising-ul în momentul de față este oarecum automatizat. Facebook, Google, începe și TikTok-ul acum, au început să implementeze partea asta de AI,
așa fel încât administratorul sau echipa de marketing să focuseze strict pe partea de mesaj. Să nu își mai bată capul cu setările din spate. Adică totul e simplificat acum. Ce a rămas greu din spate? Partea de acțiuni concrete în spatele reclamelor, anume targetarea cu biduri, adică putem să îi spunem platformei, bă, vreau să ne încadrăm în bugetul X să aducem niște rezultate. Dar, în schimb, totul ține de strategia de comunicare. Dacă nu ai strategia. Deci, acum, față de acum 2 ani, se pune mult mai mult accent pe calitate decât pe cantitate. Exact. Adică pe conținutul de calitate și nu mai funcționează, gata, am făcut o reclamă cu focus pe vânzare și mă aștept să obțin rezultate, ci mai degrabă se pune accent pe educare, pe conștientizare și abia după aia pe vânzare. Exact. Dar ajungem inclusiv despre funnel să vorbim. Tu, ca și specialist în reclamele pe Facebook, care sunt, nu știu, principalele avantaje pentru a rula reclame în Facebook comparativ cu Google sau alte platforme? Facebook-ul este o platformă care produce rezultatele mult mai rapid față de un Google sau chiar și să luăm parte de SEO. În schimb, costurile sunt puțin mai ridicate. Facebook o să aibă nevoie undeva la 3 luni de zile ca să-l poți optimiza în așa fel încât să ajungă clientul pe break-even, să spunem, în prima fază. După aia vorbim de profit. Doar că Facebook-ul are atât de multă concurență în momentul de față încât ai nevoie să suplimentezi cu buget. Sunt afaceri care pot funcționa pe Facebook, dar sunt afaceri care canalul principal este Google-ul. Din colaborarea noastră și din toate strategiile pe care le-am făcut până acum, concluzia mea și a ta e faptul că fiecare canal ar trebui să susțină unul pe celălalt și nu este indicat să ai un singur canal de promovare. Asta, absolut. Adică e mult mai eficient și obții rezultate mult mai bune atunci când începi să rulezi reclame atât în Google cât și Facebook, pentru că ele, în esență, ar trebui să se susțină una pe cealaltă. Apropo de concurență, că ai spus că în Facebook e competitiv, că toată lumea vrea să se promoveze în Facebook, acolo este majoritatea audienței. Cum ne-a afectat sau cum a afectat reclamele faptul că am fost în campanie electorală, de exemplu? O altă diferență majoră între Facebook și Google este să, adică să pornim la principiu cum funcționează platforma. Dacă cunoaștem cum funcționează platforma, deja putem să o selectăm primul canal pentru dezvoltarea noastră a afacerii. Ca exemplu, Facebook-ul te taxează pentru fiecare 1000 de utilizatori pe care îi atingi în reclama plătită. Ca și metric, este CPM-ul, costul per mie de afișări. În campania electorală, noi am simțit o creștere de 40-50%, adică, ca exemplu, un cont care avea un CPM de 16 lei, am ajuns cu el și la 45 de lei. Ca să dai 45 de lei să ajungi în fața la 1000 de oameni pe o perioadă scurtă, e enorm. Și care nu aveau cash flow suficient să acopere perioada asta, s-au mulțumit cu rezultate puțin mai slabe. Dar campania electorală se întâmplă o dată la 4 ani. Dar totuși, scuză-mă că te întrerup, totuși sunt perioade în an în care cererea e mult mai mare, de exemplu Black Friday sau Crăciunul. Cum preîntâmpi în practic? Cum tu ca antreprenor te pregătești pentru că urmează să fie o cerere mult mai mare în piață și automat costul ca pentru a ajunge la mai mulți oameni crește? Exact. Ideea e în felul următor. Un antreprenor, indiferent de business, când vorbim de e-commerce sau de lead generation, el trebuie să pregătească în timpul anului pentru trimestrul 4. Trimestrul 4, cred că toată lumea cunoaște că sunt cele mai mari încasări, indiferent de nișa în care îi activezi. Da. Tu trebuie să-ți pregătești întotdeauna strategia de la începutul anului, adică pe 1 ianuarie dacă poți, imediat după ce te-ai trezit de macmă reală, să te-a pus să conturezi ce ai de făcut pe tot anul. Iar focusul din trimestrul 3, la jumătatea trimestrului 3, tu deja să-ți îndrepți toată atenția către trimestrul 4 și să-ți populezi toate listele și toate audiențele.
Un alt canal care ajută foarte mult pe partea asta e email marketingul, da, care este neglijat de asemenea și el. Dar în trimestrul 4, revenim la întrebarea ta, și acolo costurile sunt puțin mai crescute, dar puțin mai accesibile față de o campanie electorală unde dată la ceva timp. Exact. Iar ce îi pregătesc din timpul anului fac față cu brio trimestrului 4. Ca să explicăm un pic ce înseamnă pregătiți și că ai menționat și de email marketing și că am spus că fiecare canal ar trebui să se susțină unul pe celălalt, strategia de marketing ar trebui să aibă o abordare omnichannel și nu mai intru să spun ce înseamnă omnichannel, și anume să treci oamenii prin toată călătoria lor și să încerci să le oferi o experiență cât mai plăcută, indiferent de etapa în care el se află în procesul de vânzare. Pentru că atunci când rulăm reclame, de cele mai multe ori, ele se folosesc în ultima etapă. Și marketing egal vânzări, ceea ce este greșit. Și aici intervin e-mailurile automatizate, de exemplu, în momentul în care o persoană și-a manifestat interesul pentru un produs sau pentru un serviciu, automat să se întâmple ceva în spate și să nu-l pierdem, pentru că un motiv pentru care clienții renunță e timpul în care ei sunt abordați după ce și-au manifestat interesul. Dacă ei primesc automat un e-mail, un mesaj, li se trimit proactiv anumite informații care totodată au și scopul de a mă ajuta pe mine să vând mai ușor după aia, pentru că le duc și le informez, atunci practic se consideră că eu am pregătit tot funnel-ul pentru perioadele încărcate și nu am focusul doar pe vânzare, pentru că oamenii sunt interesați de ceea ce noi vindem în funcție de strategia de marketing, desigur, pe tot parcursul anului, și să-i strângem și să le dăm cât mai multă valoare, iar în momentul în care vindem, ei sunt pregătiți. Nu mai contează că e Crăciun, că este Black Friday. Asta înseamnă practic să te pregătești înainte și să ai strategia din ianuarie, nu doar de Black Friday. Oamenii își schimbă interesele și comportamentele de la o lună la alta. Exact. Și apropo de așteptări, uite, cum gestionăm așteptările clienților cu ce se întâmplă de fapt? Pentru că iar un lucru greu de înțeles e faptul că Facebook, Google, orice platformă de advertising e externă. Nu e în controlul nostru, exact. 100%. Nu deținem platforme. Exact. Și oamenii au impresia că noi, dacă facem reclame în Facebook, deținem controlul absolut. Și că de ce nu reușim să ajungem fix la persoana aia care are 25 de ani, care are interesele XYZ? Cum aliniem, practic, așteptările clienților cu ceea ce se întâmplă, de fapt? M-am trezit cu foarte multe cazuri. Care e obiectivul dumneavoastră? Să vând. Bun, dar de cât vindim? Adică cât lume ar trebui să, la cât lume ar trebui să ajungem ca tu să convertești? Nu știu. Deci prima problemă ar fi obiectivul, că lumea nu știe să-și stabilească concret obiectivul. Iar apoi, după ce avem obiectivul bine stabilit, trebuie să vedem puțin costurile care sunt în spate. Dacă ești o afacere care abia începe un webinar, ca exemplu, dar tu n-ai, nu știi nici măcar cât costă un lead, ca exemplu, n-ai de unde să știi să bugetezi în continuare tot funnel-ul. Așa că prima dată facem un test, vedem exact ce se întâmplă, care sunt costurile, cât e CPM-ul, de care discutam la început. Ulterior putem să tragem o concluzie. Și în așa fel încât, ca exemplu, avem costul de 10 lei per lead. Avem nevoie de 200 de oameni înscriși. E clar că putem să aproximăm, pentru că pe parcursul funnel-ului, evident, o să întâmpinăm probleme și nu o să funcționeze exact cu planul de acasă. Da, iar un lucru pe care oamenii nu prea l-au în vedere e așteptarea că dacă eu am început reclamele și dați un business nou, ai punctat foarte bine treaba cu business nou sau business cu experiență sau cu ceva, nu experiență, cu istoric în spate. În momentul în care ești business nou, nu, abia ai creat contul de reclame, platformele încă nu știu, ce nu te cunosc ca și profil. Și mulți au așteptarea ca din prima lună să vândă. Și nu iau în calcul faptul că e nevoie de o investiție. Nu poți, într-adevăr, vinzi,
dar nu la poate nu profitabil din prima lună, pentru că e nevoie de această testare. Și aici e ok și aș marșa un pic pe ideea că e nevoie și de o asumare în momentul în care ești business nou, să investești în prima lună ca să vezi ce funcționează și cum funcționează, nu să arunci din prima cu tot bugetul pe care tu l-ai disponibil și după aia pe parcurs îți dai seama că de fapt n-a fost investiție, ci a fost cheltuială, că de cele mai multe ori acolo se ajunge. Tocmai pentru că nu se tratează lucrurile etapizat și corect. Păi, dacă e să ne gândim la rece, business-urile când pleacă în piață, când ies în piață, nu își iau în calcul bugetul de marketing. Da. E clar că, să zicem că avem un restaurant, mi-am închiriat locația, mi-am angajat oameni, mi-am luat ospătar și ce mai am pe acolo. Pun 2-3 baloane în fața restaurantului și când ne trezim cu mesele sunt goale. Păi nu mi-a făcut o strategie, nu știu ce am nevoie în spate, nu am canalele, în principiu mi-a făcut pagina de Facebook și atât. Dau invite la prieteni și așteptăm ca prietenii să-mi dea 2-3 like-uri. Da. Iar o greșeală e să-ți inviți prietenii să-ți dea like-uri pentru că nu e în avatarul de client. Da, prietenii nu sunt cei care cumpără de fapt. Absolut. Da, apropo de strategie și obiective, că noi vorbim acum de reclame, la modul țintit pe reclame, dar ca reclamele să funcționeze, e nevoie și de branding, nu doar de strategie. Adică asta în ideea în care ai deja strategia. Pentru că brandingul este percepția oamenilor, adică ce spun oamenii despre businessul meu, iar marketingul este ce spun eu despre businessul meu. Yeah. Și dacă eu vreau să vând premium, dar imaginea mea nu arată premium, atunci e un dezechilibru acolo în așteptări și pretențiile ar trebui un pic adaptate. Da, referitor la un brand premium. Chiar am avut un client în... L-am preluat în decembrie, o nișă foarte competitivă la noi în țară, partea asta de bijuterii, bijuterii de aur. Am început reclamele, doar că le-am început, noi nu ne-am respectat partea de pași pe care avem în agenție. Noi de obicei în prima lună nu pornim reclamele, adică mai întâi conturăm totul, dar având urgență clientul, am făcut compromisul ăsta. Cel mai prost compromis pe care l-am putut face, din acest motiv și colaborarea s-a terminat după 3 luni de zile, din cauza că încercam să vindem ceva premium cu resurse limitate. Și clar că nu funcționează. Da. Și e nevoie, când, mai ales la brandurile premium, e nevoie de un pic de timp extra pentru a alinia brandingul cu strategia, tocmai pentru că e foarte important. Pentru că să reușești să ajungi la audiența potrivită este un pic mai greu, plus că audiența este și un pic mai mică. Apropo de obiective, pentru că reclamele plătite se măsoară în vânzări, aici deja ajungem în mituri. Ce ai să transformăm în niște obiective de vânzare în obiective de marketing? Ca oamenii să înțeleagă de fapt ce ar trebui să măsoare în spate și cum este gândirea în esență. Vânzarea se traduce fie în lead, lead înseamnă om interesat de ceea ce eu vând, sau fie vânzare directă dacă este un magazin online. Ca să ajung acolo, am nevoie în primul rând să ajung la audiența potrivită. Iar o greșeală pe care am observat-o noi a fost că oamenii nu își salvau audiențele. Adică ajungeau la oameni, dar nu le salvau și nu le păstrau. Apoi, practic ăsta e top of funnel. Ca să ajungi să atragi atenția, să atragi persoanele interesate de ceea ce tu vinzi. Apoi, trebuie să-i aduci în site, adică să generezi trafic, să pui contactele în baza de date. Deci acum eu enumăr practic în ce se traduce vânzarea. Deci se traduce în traficul adus pe website, se traduce în contactele din baza de date, reacții la postări. Dacă să poți strângi social proof-ul. Exact.
Ce mai intră aici la... Partea asta de conștientizare continuă, dacă putem să spunem așa. Adică trebuie să-l menții pe... Indiferent dacă e e-commerce sau lead generation, tot da. Lead se numește până... Până la pasul în care urmează să cumperi, e să-l ținem conștient puțin, că altfel, fiind atât de multă concurență în piață, e clar că... Da, și practic după ce am trafic, am contactul, am reacțiile, abia după aia intră metricii și indicatorii de vânzare și în cazul nostru pe reclame, cum ai zis tu, costul per mia de vizualizări. Ce metrici mai sunt în partea asta de reclame plătite? Avem în primul rând... costul per lead. Luăm cel mai ușor, cea mai ușoară speță. Evident, ne dorim și scalare. Dar scalarea trebuie să o facem în funcție de puterea clientului nostru. Noi degeaba putem să generăm 1000 de lead-uri dacă el nu are logistica în spate să suporte 1000 de lead-uri. Mai avem un metric foarte important, este CTR-ul. Click-to-rate. Acest metric ne ajută să vedem cât de bun e reclama noastră. Dacă am atins aspectele forte, cu hook, cu conținut și așa mai departe. Iar mai este CTR-ul outbound, care ne spune concret câți oameni din reclamă ajung pe site. Ulterior, avem câteva tool-uri care ne pot ajuta să trăcuim site-ul. Noi, în momentul de față, folosim Retrack plus Google Analytics 4. Da. Acolo vedem exact comportamentul clientului, vedem exact unde îi pierdem. Noi putem să ajutăm partea de vânzări prin analiza asta, dar tot nu noi facem vânzarea. Da, în situațiile mai în care chiar vedem că nu aducem rezultate și nu înțelegem poate de ce, mai folosim Hotjar-ul, în care se înregistrează ecranul și vezi exact unde se pierde omul, ce reacție are, când iese, unde se oprește. Cam trecut un pic despre ce sunt, cum ne afectează apropo de cerere. Iar o întrebare pe buzele tuturor sau un gând, dar cu teama așa de a-l scoate în față, e teama că agenția cu care ei colaborează și face într-adevăr treaba. Cum evaluezi tu ca antreprenor? Cum îți dai seama? Pentru că tu nu ești tehnic. Tu te duci la specialiști tocmai ca să-ți aducă rezultate. Nu sunt poate rezultatele cele așteptate. Înțelegi că nu depinde poate totul doar de agenție, că depinde și de alți factori, exact ce am vorbit până acum. Și totuși, cum decizi că e nevoie să schimbi sau nu agenția? Eu am făcut un sumar la tipurile de agenții. Sunt tipurile de agenții clasice care îți oferă constanță. Constanță în comunicare, constanță în brand awareness și așa mai departe. Și există agenția de performance, care au și partea de vânzări în spate, care pot să te ajute să performezi. Dar ne întoarcem iar la obiectiv. Pentru că tu, dacă vinzi de, nu știu, 20.000 de lei pe lună ca agenție de marketing, care nu intră în atribuțiile tale, dacă clientul e tot nemulțumit, e din cauza obiectivului principal. Ok. Adică nu poți să spui că nu vin sau nu e ok agenția dacă tu nu ai un obiectiv adău clar. Adică totul e pe bază de KPI și OKR. Da. Cred că ți-am răspuns la întrebare. Adică totul se duce spre obiectiv. Adică eu am obiectivul să spun că vreau să generez, nu știu, 400 de lead-uri. Exact. Într-o lună și în funcție de cât de aproape sunt de obiectivul ăsta, care desigur a fost comunicat către agenție, dacă trec 3 luni și suntem foarte departe de acest obiectiv, atunci clar e o problemă. Dacă nu avem obiectivul conturat clar, dar eu am niște așteptări necomunicate, atunci nu e problema agenției, ci este o problemă de business și de optimizare și aliniere. Iar un lucru cu care ne-am confruntat, și anume, prietenii îmi spun că reclamele mele sunt foarte bune. Cum nu generezi vânzări sau nu aduci rezultate, având în vedere ce reclame ai? Cum răspunzi? Da, ne confruntăm foarte des cu speța asta, dar realitatea e felul următor.
prietenul nu o să-ți cumpere niciodată, adică nu o să-ți cumpere niciodată, din propriu spus, dar... Nu-i clientul. Nu-i clientul, exact. Că dacă îl întrebi, te întrebi tine, Bianca, cum ți se pare produsul meu? Ai, super. Și după aia, de ce nu întrebi pe prietenul tău, dar de ce nu-i cumpăra dacă e așa de... Așa de... Nu, agenția aici intervine partea de marketing ca să poți prospectezi puțin avatarul de client. Da. Ca exemplu și noi intern avem un set de întrebări care îl adresăm prin email marketing către baza de date să aflăm exact unii durerea clientului, de ce nu cumpără mai mult, de ce nu să petrec mai multe acțiuni. Da, de care, să înțelegi comportamentul. Exact. Dacă feedback-ul real ți-l dă clientul tău, adică niciodată nu întreba prietenii. Care sunt cele mai eficiente metode prin care să validezi practic eficiența reclamelor? Pentru că prietenii, am înțeles, nu este opțiunea cea mai bună pentru a-ți valida că într-adevăr reclama ta este bună. Care sunt de fapt metricii ce ar trebui să aibă în vedere ca să vadă într-adevăr că reclama ta este bună sau nu? Vrei să vorbim direct tehnic? Așa, pe înțeles oameni. Ok. Orice platformă de advertising îți pune la dispoziție câțiva metrici, în așa fel încât să vezi cât de ok este reclama ta. Dar asta ține de media buyer, adică persoana care îți creează reclama în spate. Tu ca business, ca owner de business, tu ai așteptările finale, adică partea de vânzări. Și cam acolo ar trebui, cred că, să ne raportăm la ce mi-ar la obiectiv. Nu putem să, adică nu pot să-ți dau un răspuns clar cum ar trebui să măsurăm. Bine, noi știm în spate tehnic vorbind ce ar trebui măsurat, dar ce voiam să scot în evidență aici e fix ideea că antreprenorii sau persoana care se ocupă de zona asta nu dau libertatea media buyer-ului să facă reclamele într-adevăr să funcționeze, pentru că e teama de judecată. Că dacă reclama este nu știu ce fel, se schimbă percepția oamenilor. Când de fapt în realitate rolul nostru e să ne atingem obiectivul. Și dacă tu nu-mi dai libertatea ca eu să pot să fac toate acțiunile care țin de mine, apropo de metricii din spate pe care îi vedem, nu poți să ai așteptarea să atingem obiectivul dacă nu dai libertatea să schimb vizualurile și conținutul, tocmai ca să ajung acolo unde trebuie. Aici, asta voiam de fapt să, da, să punctez. Exact. Mai ales când te duci până la o agenție de marketing, tu trebuie să pleci pe premiza deleg. Adică nu mai ai control. Da. Și după aia, evident că poți să măsuri, adică sunt rapoarte, sunt tot ce da, plus că suntem o echipă, iar un lucru la care am simțit că e nevoie să insistăm a fost fix ideea de echipă, pentru că noi nu avem cum să optimizăm și să îmbunătățim și să depășim rezultatele dacă nu există un feedback constant, pentru că noi facem marketing, nu facem vânzare. Și atunci aducem oamenii la ușă, dar e important ce se întâmplă și după ce deschizi ușa. Exact. Și de asta e și confuzia, că reclamele plătite egal vânzări. Că de fapt nu e așa, pentru că e vorba și despre a lua feedback-ul clienților ca să vezi de fapt ce interese au. Să nu mergi pe ce presupui, ci să mergi pe concret. Plus pe experiența lui, la cât timp este contactat după contactul cu produsul, cu serviciu, care este feeling-ul din spate, cum îl ții pe termen lung. Adică e mai mult decât a aduce omul la ușă. Exact. Și aici agenția de marketing, care e greșeala, care o văd eu greșeală în piața românească la agențiile de marketing, e faptul că ei nu vor să cunoască produsul. Dacă tu te-ai pus să scrii ceva sau să-l promovezi sau orice acțiune care o faci de marketing, dar tu de fapt nu cunoști produsul, poți să-l spui clientului, nu știu, am un business cu ochelari, trimite-mi puțin două, trei mostre să văd un pic exact despre ce-i situația. Și după aia poți să conturezi mesajele, poți să-i faci fotografii, poți să-i promovezi. Uite, la noi e un punct foarte important, e că ne alegem clienții tocmai prin filtrul ăsta. Că e important ca noi să credem în ceea ce vinde. Poate nu sunt într-adevăr clientul, dar de cele mai multe ori se întâmplă ca noi să fim clienții clienților noștri.
și într-adevăr nu ai cum să vinzi ceva în ce nu crezi. Exact. Adică trebuie să vorbești, să fii acolo. Și noi de cele mai multe ori ne implicăm cu sufletul, adică ajungem la să tratăm afacerile ca și cum ar fi ale noastre. Trecem mai mult decât relația asta tranzacțională, ci chiar să avem o relație de la om la om și cu discuții profunde, nu doar despre, nu doar despre cum facem să avem mai multe vânzări. Exact. Și iar o chestie importantă e ca în business-ul pe care îl ai, acum vorbim nu din punct de vedere agenției, ci din punct de vedere owner de business, ei sunt atașezi absolut deloc emoțional de produs sau de serviciu, că cu cât te atașezi mai mult, cu atât o să pară că totul e imperfect. Că mai trebuie o virgulă, că mai trebuie o culoare. Asta odată și o greșeală pe care eu am observat-o și la care a fost mai greu să convingem e preconcepția asta că dacă nu funcționează, hai să scădem prețul. Și cei mai mulți asta fac, scad prețul, când în realitate nu asta este soluția. Asta este varianta cea mai extremă în decizii, pentru că variante există. De exemplu, să scoți un alt produs cu un preț mai mic, dar nu scazi prețul la produsul respectiv. Sau începi să faci o ofertă pe bundle, pe volum. Sau încerci să conturezi alt tip de oferte, dar să nu scazi prețul, nu neapărat prin scădere de preț, ci mai degrabă prin a da ceva în plus oamenilor ca să crească valoarea percepută. Aici intervine direct AB testing-ul. Da. Ca exemplu, și avem paharul ăsta de apă, încercăm să-l vindem. Dar ca să putem să testăm, să vedem exact ce prin către public, facem două landing page-uri pentru el. Da. Unul pe fundal albastru, unul pe fundal verde, unul cu texte agresivi, unul cu texte persuasive. Și vedem care prinde. Vedem care prinde, adică și putem să ne dăm seama că luna asta a prins într-un fel, luna viitoare o să prindă celălalt. Pentru că oamenii își schimbă comportamentul și interesul foarte repede. Iar un lucru greu de înțeles pentru cineva din exterior e faptul că oamenii nu mai cumpără atât de ușor. Și de momentul în care a interacționat prima dată cu un brand, clientul are nevoie de aproximativ 2 luni ca el să te ia în considerare, nu să cumpere. Exact. Asta în condițiile în care în aceste 2 luni tu ai interacționat cu el, adică te-a văzut măcar de 30 de ori. Că era și preconcepția asta că omul ca să te ia în considerare trebuie să te vadă de 7 ori. Da. Nu, trebuie să te vadă de peste 30 de ori și de peste 50 de ori ca să cumpere de la tine. Și când zic să te vadă sau interacțiune, aici intervine importanța nu multichannel-ului, adică odată a multichannel-ului, adică să fii prezent pe mai multe platforme, iar omnichannel înseamnă că aceste platforme se și susțin una pe cealaltă. Exact. Și atunci el, dacă vede o reclamă pe Facebook, e prima interacțiune. După aia vede reclamă în Google, e a doua interacțiune. Dar el n-a reacționat până, adică n-a făcut nimic concret, acțiune, să dea click pe acele reclame. Intră în Instagram, vede o postare organică, nu vede o reclamă. De el deja te are în minte că te-a văzut. După aia ajunge iar o reclamă în TikTok în care, nu știu, îi dai ceva gratuit. Și a patra, a cincea oară, asta într-un caz fericit, dacă este într-adevăr o problemă la care el caută o rezolvare rapidă, îl convingi să-ți lase e-mail-ul, de exemplu. Exact. Apoi intră a șasea, a șaptea, a opta interacțiune pe e-mail, după aia intră iar postările organice și doar în felul ăsta clientul ajunge efectiv să cumpere. Okay. Deci nu e doar despre... Și mai dau un exemplu. Eu, ca și cumpărător. Mă trezesc dimineața, da? Îmi fac igiena și am 5 minute de stau pe telefon. Văd reclama, mi-a atras atenția, am dat click pe ea, dar după aia a venit ora în care trebuia să-mi duc copiii la grădiniță sau a venit atras de mine și n-am putut, știi, am fost întreruptă. Bun, ajung la muncă, dar eu am rămas cu ecranul ăla acolo sau poate mi-a rămas în minte numele, într-un caz fericit. Da. Și pe la prânz mi-aduc aminte. Cam pauza de masă și totuși era ceva important pentru mine și încerc să caut acel lucru pentru că eu am pierdut. Ori mi s-a închis ecranul, ori, hai să zic, poate a rămas în background în caz fericit și încep să caut în Google. Și caut în Google cum îmi aduc eu aminte. No. Și aici intervine site-ul. Este optimizat SEO, nu este optimizat SEO. Sau depinde că unii oameni nu caută în Google. Eu am făcut testul ăsta
și am rugat un client să caute ceva legat de un alt client. Bine. Și știi unde s-a dus? În Instagram. Și în Instagram a căutat ceea ce el avea nevoie. Deci cam asta este comportamentul oamenilor în realitate. Nu e că gata, a dat click pe reclamă și și-a cumpărat. Păi chiar acum, văzusem chiar dimineață, Google-ul după data de 5 iulie o să cam oprească indexarea tuturor site-urilor care nu sunt optimizate pe mobil. Puțin de speriat, dar puțin și controlabil, adică bine, cei care au deja o bază de date existentă în spate pot sta puțin mai liniștiți. Cei care abia încep, da, trebuie să plece cu dreptul. Iar o chestie care aș vrea să dezvoltăm, în social media o să devină un trend, deja au început, îl simt, îl văd pe partea de reclame, e vânzarea profitabilă direct din top of funnel. E un pic disperiat din punct de vedere costuri, dar din punct de vedere vânzări e ceva divis pentru cine reușește, da. Dar dacă o să înceapă trendul ăsta, tot ce o să mai dictezi diferențiatorul pe lângă partea de marketing o să fie bugetul. Da. Adică de aia este importantă creșterea sustenabilă. De aia este importantă promovarea pe mai multe canale, de aia este importantă salvarea datelor, pentru că Facebook-ul, Google-ul au controlul să schimbe lucrurile de azi pe mâine. Exact. Și exact cum ai spus la începutul conversației noastre, dacă acum 2 ani cu 5 lei vindeai de rupeai, acum nu mai. Și oamenii au așteptarea să se întâmple ca acum 2 ani. Da, nu cum mai a fost. Există. În 2012, încă nu activam în marketing, nu știu cum am văzut un articol, pe ori era blog, ori video pe YouTube, nu mai țin minte exact, dar știu sigur că era vorba despre industria farmaceutică și un CEO de acolo spunea că vedeți că în viitor datele o să fie foarte, foarte scumpe. Mi-a rămas ideea în cap. Da. Da, abia acum ai înțeles de fapt ce exact ce la ce se referea. Și într-adevăr, un client care îl cumperi prin reclamele plătite, dar nu îi faci un customer lifetime value, ca exemplu. Da. Îi cheltui bani degeaba. Exact. Bun, hai să vorbim despre buget, că asta e cea mai frecventă întrebare. Ok, vreau să încep să fac reclamele, ce buget ar trebui să am în vedere? Și aici dăm voie să te ajut legat de direcția în care să mergi cu răspunsul, pentru că depinde, ce ziceam, dacă este business nou sau dacă este un business cu istorie sau consacrat, în caz fericit. Și atunci, practic, cum gândim bugetul? Ca să putem să gândim bugetul, trebuie să dăm undeva la, într-un caz fericit, să acordăm un 30% partea de din prețul produsului sau serviciului, să-l acordăm către partea de marketing. Ulterior, începe partea de testare, dacă e să luăm un business nou, ca să putem afla puțin care ne sunt costurile inițiale, ca ulterior să putem face scalarea și să ne atingem obiectivele. În cazul unui business existent, e clar că situația este mult mai clară, mai partea de testare. Exact. Da, hai să luăm un exemplu concret. De, nu știu, e un business nou, da? Și facem bugetul pe Facebook doar, fără Google. Care e un minim de la care ar trebui să încep? În zilele astea, ca să amplificăm puțin mai mult întrebarea, ca un business local, da, cu real pe Facebook cu 100-150 de lei pe zi, ok. Adică poți să te dezvolți, poți să atingi câteva obiective, poți să faci suficiente lucruri. Pentru business care mergi la nivel național, măcar un 300 de lei în prima fază. După pe zi, exact. După ce reușești să-ți controlezi puțin contul de reclame, să vezi exact ce a funcționat, ce nu a funcționat, ulterior vine partea de scalare. Ca și termen de testare ar trebui să dureze undeva la 2 săptămâni, bugetul inițial agreat, ulterior scalarea bugetului, ca să putem să ne atingem obiectivele pe baza metricilor pe care i-am obținut. Dacă îți vorbim de alte platforme, TikTok-ul, ca exemplu, e cel mai ieftin în momentul de față. Are aceeași bază ca și Facebook-ul, metricul de CPM,
Pe TikTok ai costuri chiar și de 10 lei CPM-ul, 7 lei, am întâlnit cazuri și cu 3 lei. Acum, ținem foarte mult din nișă. Da. În schimb, cel mai profitabil canal și în care ar trebui să investești foarte mulți bani, adică nu foarte mulți bani, adică îți aduci un return foarte bun la costuri ok, e Google-ul. Când zici Google, te referi inclusiv la YouTube, pentru că ele de fapt sunt împreună. Absolut. Acum, dacă e să dezvoltăm foarte mult discuția, ai Waze-ul, ca exemplu, ai Google Maps-ul, care poți să-ți faci reclamele. Dar, da, adică măcar să ai un per total ca business local, ca să răspund din concret la întrebare, business local, măcar un 1.000-1.300 de euro per canal, pe lună. Da. Iar pentru un business care se adresează la nivel național, 4-5.000 de euro. Și ce părere ai de acele afaceri care rulează reclame doar în momentul în care vor să vândă? Cum este mai bine să ai abordarea asta că am o campanie, nu știu, de Black Friday și încep să bag bani atunci? Sau să ai o prezență sustenabilă cu un buget poate mai mic, dar constant și consecvent pe tot parcursul anului? Te sinucizi direct dacă intri cu buget mare ca business nou în Black Friday. Adică nu o să faci foarte mari, nu o să-ți rănești singur așteptările. De asta întotdeauna când încep reclamele, să încep din timpul anului până să ajungi la trimestrul 4. Și evident, iar o altă greșeală care se vede în piață, îi cresc foarte mult bugetele în trimestrul 4 și le reduc în ianuarie, drastic. Odată că strici algoritmii din spate, reduc la jumătate cât ai avut ianuarie. Și în cazul în care nu-ți mai funcționează, oricum trebuie să ai constanța de care spuneai și tu, dar nu îți reduc bugetele deodată, că strici algoritmul. Chiar dacă e perioada aia de Crăciun, anul nou, unde, nu prea există vânzări, într-adevăr, dar nu stăia singur crăcării sub picioare într-un mod agresiv. Da, și atunci se pune mai mult accent pe awareness, pe a duce conținutul din organic către mai mulți oameni și poate pentru a capta date, dar fără să ai un focus neapărat pe vânzare, pentru că folosești oamenii aia ulterior. Deci nu e că bagi banii constant și consecvent, dar n-ai rezultate. Nu e, ci tu construiești. Construiești pe tot parcursul anului, ca în momentul în care vinzi, lucrezi pe toate fronturile, deci pe e-mail și pe reclame și pe tot. Acum, ca să putem să dăm ceva informații din casă, ca și strategii, mai ales cum sunt clienții comuni, care se filmează, se postează, adică au partea asta de organic solidă, e foarte bine să le treci în reclame toate postările. Îți creezi o campanie de engagement în care aduni social proof, care e foarte important în partea de vânzare. Strângi acel social proof și în momentul în care ai băgat reclamele în campanie de vânzare, rezultatele sunt demențiale. Și mult mai rapide. Și mult mai nu mai rapide. E nevoie să aștepți două săptămâni, cum ai zis. Exact. Și ai rezultate din primele 3 zile. Exact. Bun. Acum, am niște întrebări dump. Și anume, dacă tot face toată lumea reclame, cum mai iese eu în evidență? Destul de simplu la întrebarea asta. Algoritmii știu atât de bine încât știu atât de bine cine este avatarul tău de client, încât știe să trimită reclama țintit exact către publicul de care tu ai nevoie să-ți cumpere, să-ți facă awareness și așa mai departe. Singura chestie, adică singurul diferențiator e produsul și cum ți-l marketezi. Exact. Și conținutul, de fapt. Partea de content. Exact. Dacă vii cu aceeași propunere ca restul, am de vânzare X lucruri. Deci intervine oferta unică de valoare, intervin toate aspectele care, de fapt, fac parte din strategia de marketing. Exact. Trebuie să ai diferențiator și produsul care trebuie neapărat să fie bun, unic și iar o chestie care și-o am omis-o foarte mult timp în antreprenoriat, cum ajută produsul, cum ajută serviciul? Beneficiile. Exact. Adică știi că e cab, că toată lumea are, sau acum eu am observat totuși că este în bine
că oamenii au început să înțeleagă diferența dintre caracteristici, avantaje și beneficii. Pentru că până acum 2 ani se punea foarte mult accent pe caracteristici și avantaje și prea puțin pe beneficii. Acum oamenii au început să înțeleagă și pun mai mult accent pe beneficii, dar totodată încep să nu le includă pe toate trei și e important să fie puse împreună. Da. Din punct de vedere strategie, o strategie anuală ar trebui să aibă undeva la maxim 3-4 campanii la modul mare, adică să am o campanie în care investesc timp, bani, ca să obțin niște obiective și constanța de care vorbeam, adică acel normal care mi asigură cash flow și ce am eu nevoie pe tot parcursul anului și acele campanii vin ca să facă boost la ceea ce îmi doresc și să mă ajute să scalez, desigur, sau să scot produse noi în funcție de obiectivul campaniei, pentru că multe campanii nu vin doar cu obiectivul de vânzare. Asta e e un tip de campanie, sunt mai multe tipuri de campanii. Absolut. În funcție de obiectivele de business. Păi, e foarte simplu aici. Pentru că anul are 365 zile și cum e împărțit și fiscal pe trimestri. Da. Ți-ai făcut obiectivul pe tot anul. Unii trebuie să ajung la final de an, pe 31 decembrie. Da. Trebuie să ajung la X rezultate. Bun, avem cele 4 trimestri, iar pe fiecare trimestru măsurăm obiectivele mici. Iar din săptămână în săptămână, ca să nu zicem chiar din două săptămâni, ca să poți să ai și control în același timp, vezi dacă te îndrepți către obiectivul mare. Da. Noi facem strategia, de exemplu, cu gândirea pe un an, dar cu planificarea pe 3 luni. Pentru că nu am cum să fac planificarea pe un an, mai ales că am menționat că oamenii își schimbă comportamentul de la o lună la alta. Și atunci planificarea se face pe 3 luni, se trag niște concluzii și după aia se continuă, ținând cont, desigur, de strategia mare, de strategia anuală. Perfect! La fel și chiar a fost contextul cu războaiele care le avem. Da. Iar o strategie, sau mult spus o strategie, dar o analiză stepper. Știi exact unde se duce partea asta de politică, partea de războaie și poți să anticipezi puțin. Mă bucur că ai ridicat mingea asta la fileu. Pentru că o strategie nu e doar despre planificare și despre a stabili niște tactici, ci este și despre analiză. Nu poți să iei niște decizii dacă nu analizezi. Iar ce spui tu este analiza contextului și e doar unul dintre cei 5 C din partea de analiză. Pentru că se face analiză pe client, clientul ideal, se face analiză pe competitori, se face analiză pe context ca să fii pregătit și să preîntâmpini exact ce spui tu, că apar situații sau să mă adaptez în caz de ceva. Și totodată de aici am creez oportunități. Exact. Pentru că orice provocare sau orice situație care pentru ceilalți poate fi dramatică, pentru noi de fapt poate în esență să fie oportună. Exact. Mai este analiza colaboratorilor, pentru că prin parteneriate și colaborări ne atingem obiectivele mai repede. Că scopul nostru nu este să băgăm bani cât mai mulți, pentru că algoritmii așa sunt făcuți. Cu cât ajungi să bagi mai mulți, cu atât vrea să mai mult. Și atunci prin parteneriate și colaborări, poate nu scădem, dar gândim strategic ca să ne atingem obiectivele mai repede. Și analiza situației actuale, analiza actuală a companiei, pentru că vreau să ajung aici, dar unde sunt acum? E realist ceea ce îmi propun eu să ating în următoarele 6 luni sau nu este realist? Și atunci, practic, mă bucur că ai ridicat mingea la fileu. Da, strategia vine împreună cu claritate, vine împreună cu analiză, vine cu planificare și abia după aia este implementare. Și cum ai zis de compromisul cu cu acel business de bijuterii sau ars etape. Și ați ajuns direct aici în implementare și normal că lucrurile n-au avut cum să funcționeze acolo unde ne dorem. Bun, pe încheiere așa. Cum vezi tu evoluția în următorii 2 ani pe social media? O să văd foarte, adică o văd foarte mult automatizată. Ne îndreptăm, adică cam în orice industrie AI își face loc și își face locul pași repezi. Da. Doar că o să avem în continuare factorul diferențiator și anume factorul uman.
Adică o să putem citi, adică orice om o să poată să citească diferența dintre AI și factorul uman. Și din ce spui tu, înțeleg că, deși și acum conținutul video este cel care contează cel mai mult sau care aduce rezultatele cele mai bune, înțeleg că mai departe o să devină și mai important. Absolut. Păi acum partea video, păi top, adică dacă nu o ai... Nu mai poți să te aștepți să aduci exact rezultate. Sunt funcționale și postările clasice, tip banner, dar în schimb conținutul video, mai ales că a început iar o tendință, oamenii își țin telefoanele pe silent. Eu am analizat comportamentul ăsta. Eu mă număr printre ei. Ok. Inclusiv nu dau drumul la nu dau drumul volumului pentru clipuri. Da. Și partea de subtitrare îi ajută foarte mult. Da. Acum că sunt în diferite contexte, că sunt la locul de muncă și da, nu fi asta este un alt topic pe care o să-l mai abordăm, și anume despre cum facem conținutul video. Că pe lângă subtitrare, care deja a devenit un element de nelipsit, exact, tocmai pentru că mi-e greu să zic neapărat un procent, dar cu siguranță peste 70-80% dintre persoane urmăresc videorile pe silențios, mai intervin elementele grafice. Adică da, la fiecare 3 secunde trebuie să se întâmple ceva, un zoom in, un zoom out, ceva. Tranziție. Da, pentru că dacă e foarte static, omul nu își pierde interesul, tocmai pentru că are atâta diversitate și atâta distragere încât nu are cum să rămână. Și asta e avantajul la partea video, că poți să-l faci dinamic față de un banner care spune. Da, și îți transmis mesajul, e și nu zicem noi, eu zic studiile, că prin video se transmite mesajul pe care tu vrei de fapt să-l transmiți de 7 ori mai bine. Exact. Adică e păi mult mai consistent, multe informații și într-un timp scurt, adică poți să împachetezi un mesaj chiar și de vânzare foarte scurt. Da. De asta și toate platformele în momentul de față se bat pentru utilizatori. Deci când a venit TikTok-ul în țară, o nebunie în lumea, după care a început Instagram-ul, pierdind teren, hai să vedem cum facem. Da. A început și YouTube-ul cu short-ul. Da. Acum e o bătălie continuă între ei și de asta avem engagement-ul destul de ok pe conturi, organic vorbind, da, că profităm de bătălia lor. Bun. Zine, te rog, pe final, care e ideea aceea cu care trebuie să rămână oamenii după discuția noastră? Pot să spun ca și o recomandare, înainte de a începe orice, vă stabiliți obiectivele, după care apelați la experți, nu mai faceți de capul vostru și controlați strategia pe termen lung și ulterior urmăriți pe bază de KPI absolut tot ce aveți nevoie. Și în așa fel încât într-un final veți reuși să vă atingeți obiectivele finale. Îți mulțumesc pentru timp și pentru toate informațiile valoroase.